Nu știu ce aș putea să spun acum după tragerea la sorți. E adevărat, întâlnim iar Spania. Dacă vă aduceți aminte că eu am făcut o declarație după jocul amical pe care l-am avut, că dacă mai jucăm de mai multe ori cu ei, niciodată nu o să mai fie rezultatul care a fost atunci. Da, este o grupă complicată. Era normal să fie așa, pentru că dacă stau bine să mă gândesc, eu știu, și Ucraina are echipe de club, are Shakhtar Donetsk care joacă în Champions League, Dinamo Kiev, Croația iar la fel are ca echipe de club Dinamo Zagreb în Champions League. Dar, mă rog, eu v-am zis, am încredere în generația pe care o avem. Avem și o mare responsabilitate, având în vedere că turneul final se dispută la noi, o să avem suporterii aproape. Și bineînțeles că ne dorim să facem un parcurs bun și să ieșim din grupă în primul rând. Se poate depăși performanța celor dinainte? Nu știu, dacă știți, eu am mai dat declarații în sensul ăsta. Nu vreau să facem comparații între generații, să știți. S-a reușit o performanță deosebită, atâta timp cât s-a disputat o semifinală de turneu final. Iar la fel și după aceea, cu Adrian Mutu la Tibonă, să știți, echipa, chiar dacă n-a ieșit din grupe, dar n-a pierdut niciun joc, deci din punctul ăsta de vedere chiar au avut o evoluție bună, ne dorim să realizăm și noi unul dintre, sau să fim pe urmele celor două generații de dinaintea noastră. Ce ar trebui să facă băieții dumneavoastră în aceste 8 luni până începe turneul final, ca să vă convingă să-și merite locul acolo, în lot? Am avut decât o singură acțiune, dar să știți că sunt mulțumit, pentru că de la primul joc amical pe care l-am disputat cu Spania până la cel de-al doilea joc amical, s-a văzut o schimbare, o schimbare clară. Acum avem unele probleme, pentru că, vedeți, aveam perfectat un singur joc amical cu Ucraina pentru luna noiembrie și, din păcate, am căzut cu Ucraina în grupă. Nu cred că mai vor să joace, așa ne-au transmis. Deci vom fi presați de timp, va trebui să găsim cel puțin un adversar pentru luna viitoare. Iar după aceea vor mai fi cele două jocuri amicale din primăvară cu Portugalia și Germania, iar la fel doi adversari de calibru. Jucătorii noștri trebuie să fie concentrați la toate evoluțiile pe care le au în campionat, să știți. Pentru că, vedeți, la un turneu final, exact cum spuneam puțin mai înainte, întâlnești jucători care joacă în Champions League, care joacă în campionate puternice și va trebui antrenament de antrenament, joc de joc, să se autodepășească.